Și pentru că vorbim de violență, până asta o să vă mai întreb ulterior, din experiența dumneavoastră, din relațiile pe care le-ați avut cu oamenii, cu prieteni apropiați, că o femeie de afaceri, în general, interacționează foarte mult cu persoane din jur și bănuiesc că ați putut întâlni și cazuri de violență, nu neapărat fizică, cât psihică. Și aș vrea să discutăm despre acest subiect, dar vă gândiți bine la el doar după ce luăm o scurtă pauză, în care ne vom relaxa, să spunem așa, ne vom delecta, învățând sau aflând, mai bine spus, cum se face corect un implant dentar. Este un lucru care ne interesează pe toate, vrem, nu vrem, pentru că la un moment dat e nevoie, asta e, din păcate va fi nevoie și de treaba aceasta, sau poate cine știe, ne îngrijim atât de bine încât nu e cazul să ajungem până acolo. Cert e că în cazul în care vrem să știm, doctorul Andra Inache Petre ne va spune mai multe în cele ce urmează. De astăzi avem cu toții probleme dentare, mai mult sau mai puțin, dar probabil și din cauza igienei precare ajungem într-o situație destul de gravă când pierdem dinții și atunci ar trebui să recurgem la o lucrare protetică sau la implant. În primul rând, ce recomandați și ce tipuri de implant se fac de bună calitate? Depinde de situația pacientului. Dacă pacientul are dinți restanți pe care ne putem baza, recomandăm o lucrare protetică. Dacă ei au probleme, acei dințișori, merită să facem o lucrare protetică. În cazul în care dințișorii restanți sunt ok, nu au probleme, nu carii, nu infecții, atunci recomandăm implant. Totuși, multă lume ar spune că în momentul în care facem o lucrare, clar trebuie să ne legăm de alți doi dinți sănătoși pe care îi cam chinuim, nu? Trebuie să-i pilim, să-i facem așa, în așa fel încât să fie un bun suport pentru cel de-al treilea, spre exemplu. Dacă ar fi să alegem și dacă ne ajută și buzunarul, că sigur variază prețul aici, ce ar fi mai indicat? Dacă dințișorii vecini sunt buni, clar alegem implantul. Și dacă ne permite și situația osului în care vrem să punem implantul. Că trebuie să avem pentru implant o grosime, o înălțime, o densitate suficient de bune, toate, pentru a putea pune implantul și ca acesta să și reziste și să nu apară problemele ulterioare. Care ar fi cele mai des întâlnite cauze în care ne putem pierde dinții, în afară de igiena precară pe care o știm cu toții, dacă există ceva și o predispoziție genetică sau ceva de genul? Da, există și predispoziție genetică. Sunt pacienți care au activitate cariogenă foarte mare și automat dințișorii se cariază, merge caria mult prea sus, aproape de rădăcina dintelui, care nu merge recuperată și atunci apare pierderea dinților. O altă cauză este parodontoza, poate fi o altă cauză, igienă, așa cum ați spus și dumneavoastră. Sunt cumva și anumite afecțiuni care pot duce la o gingie slabă, la un sistem osos destul de dezlăbit care să provoace căderea dinților? Da, există bolile de sistem și mai ales tratamentele de radioterapie, de chimioterapie în urma acestor boli. Și mai este în popor o vorbă cum că de regulă graviduțele își cam pierd dințișorii în timpul sarcinii. Se întâmplă des? E o regulă? Sau care sunt motivele de atunci să mai întâmple și probleme de genul acesta? Nu, gravidele nu își pierd dinții, ci au într-adevăr o gingivită de sarcină, exact așa se și numește, unde într-adevăr este un pic inflamată gingia, unde dințișorii capătă o mică mobilitate, dar dacă ele își mențin igiena și se spală corect pe dinți, folosesc toate metodele de igienă și de îngrijire, nu ajung la pierderea dinților. În afară de igienă, în timpul sarcinii ar putea să facă și, eu știu, anumite tratamente sau masaje gingivale care să le ajute să-și păstreze dinții în regulă? În periajul, folosirea aței dentare, apei de gură, nu există alte tratamente. Să ne întoarcem la implanturi. Cam de câte feluri ar fi implantul sau, să spunem așa, cam care ar fi cel mai bun și din ce materiale se fac cele mai rezistente? Implanturile pot fi de mai multe tipuri, este vorba de mărimea lor. Există implanturi normale, să le numim așa, și implanturi slim. Sunt implanturile pentru os
mai scurt și mai îngust. Sunt niște implanturi specifice acestui os care se pun în funcție de ceea ce vedem pe o tomografie. Materialul în care se face implantul este unul singur, din titan. Coronițele care se fac, lucrările protetice, cum se numesc în termeni medicali, pot fi metaloceramice sau zirconiu cu ceramică. Intervenția în sine este până la urmă o intervenție chirurgicală destul de delicată. Cam cât de delicată și cam cât de, să spun așa, nu neapărat invazivă, cât disconfortantă pentru pacient ar fi? Este foarte ușoară pentru pacient și un pic mai complicată pentru medic. Este ușoară pentru pacient în comparație cu celelalte metode, intervenții chirurgicale ale maxilarului, ale cavității orale. Situații în care pot fi reacții adverse la un astfel de implant, ține de organism, ține de metoda prin care a fost făcut acest implant, mâna medicului. Da, pot apărea și cazuri de genul ăsta, sunt de obicei foarte rare, pot fi respinse, să spunem așa, implanturile la pacienții care au boli de sistem, dar de obicei nu se fac, dar în cazul în care se omite, se ajunge aici, sau pacienți care poate după implantare au ajuns să aibă o boală de sistem și atunci, bineînțeles, primul lucru care este respins din organism este ceea ce nu-i aparține organismului, adică implantul. Poate să fie respins în cazul în care nu a fost corect implantat, cam astea se întâmplă. Sau în cazul în care pacientul nu respectă indicațiile pe care medicul îi le spune ulterior după... Postoperatorii, până la urmă, ca în orice intervenție. Postoperatorii imediate și prelungite, pe termen lung. Pacientul care a optat pentru un implant trebuie să fie foarte conștient de faptul că este legat de medicul stomatolog pe o perioadă lungă de timp. Trebuie făcute controale la 6 luni de tartraj, trebuie igienizată lucrarea, supervizare atentă din partea atât a pacientului cât și a medicului în măsură să-l investigheze ulterior. Absolut, dacă pacientul nu le respectă, atunci și igiena lui trebuie să fie mult mai bună și să fie el mult mai atent cu igiena orală decât a fost până la implantare, să spun. În finalul discuției noastre trebuie să atingem și întrebarea, să spun așa, care există pe buzele tuturor pacienților într-o astfel de situație. Cât ne-ar costa un implant de calitate? Un implant de calitate, dacă vorbim strict de implant, pentru că implantul are mai multe componente, pacienții spun implant și atât, dar el este format, să spunem așa, din trei componente. Implantul efectiv, care este de fapt implantul, bontul protetic și coronița. Cu totul, să spunem, este în jur de 800 de euro. Oarecum ok pentru ce se întâmplă, pentru efectele pe care le putem avea ulterior și practic pentru a ne repara o problemă destul de gravă. Practic înlocuim o gaură, o lipsă. Da, înlocuim o lipsă care poate ulterior duce la mai multe lipsuri datorită migrării dinților vecini, datorită migrării dinților antagoniști, a celor de sus sau de jos, respectiv unde lipsește dintele și de aici și alte probleme. Mulțumim foarte mult! Așa cum am spus mai devreme, acestei rubrici, să spunem așa, am avut o pauză în care n-am putut gândi la ce înseamnă violență și la ce ați întâlnit noastră până acum, pentru că bănuiesc că și ăsta a fost unul dintre motivele pentru care ați vrut să intrați în acest club, tocmai pentru a ajuta la schimbarea acestei mentalități. Exact, de circa 9 ani de când am divorțat, mă preocupă schimbarea mentalității în ce privește familia și modul cum trebuie privită femeia. În România încă nu există educație în sensul ăsta. De ce spun asta? Sunt foarte multe familii în care femeia este abuzată și nu vorbește, nu spune. Pentru asta eu am făcut și facultatea de psihologie. Mă gândesc foarte sincer să
Pentru mine e un mod de a mă câștiga existența cu această agenție imobiliară, dar nu este ceea ce m-ar împlini pe mine ca și om. Și contează tare mult. Contează să fii foarte mult. Nu numai satisfăcută financiar, să spun așa. Exact, pentru că și eu am avut în familia mea niște exemple, nu despre asta vreau să vorbesc. Ideea este că vreau să mă implic mai mult și doamna Otilia mi-a întins o mână în sensul ăsta. Eu am gândit să ajut cumva comunitatea noastră din Ploiești, unde nu se găsește, sau cel puțin la informațiile pe care le am eu, sunt puține surse unde femeia poate să zicem, să renunțe la viața de familie. Nu sunt împotriva, adică sunt, nu susțin despărțirea. Decât dar, atunci când e cazul și când nu se mai poate. Dar să stai într-o chestie care nu te mulțumește, exact, și nu te împlinește. Dar copiii nu trebuie să trăiască într-un mediu de violență, pentru că asta vor învăța, va fi un mod de viață pentru ei. Și noi nu asta ne dorim. Ne dorim o societate sănătoasă, cu copii educați, așa cum spunea și doamna Otilia, să le oferim cât mai mult. Ori dacă nu există această posibilitate în cadrul familiei, atunci poate există organizații, poate există persoane cu inimă care poate să susțină, și talentele, sunt foarte mulți copii talentați care nu își permit, nu au posibilități materiale, și atunci sunt binevenite ajutoare în sensul acesta. Ca să facem o paralelă și pentru că vorbeam mai devreme și de ștafeta pe care o dăm mai departe următoarele generații, dumneavoastră aveți o fică foarte talentată, care este un fotograf deja renumit până la urmă prin îmbreazlă, să spunem. Cum o sfătuiți pe ea să-și trăiască viața, să spun așa? Automat, niciodată nu le putem impune copiilor să facă ce vrem noi, pentru că până nu se lovesc capul de perete, știți foarte bine că nu o să ne asculte, indiferent câte exemple le-am dat din jurul nostru. Așa că mă gândesc că încercați să o sfătuiți și poate vă și ascultă uneori, poate sunteți mai norocoasă. Care sunt discuțiile mamă-fică pentru un viitor sănătos al ei din punct de vedere familiar, dar și al afacerilor, că aveți experiență și pe partea da, asta? Da, eu am doi copii, deci am o fică de 28 de ani și un băiat de 25 de ani. Ambii. Mulțumesc tuturor. Copiii mei, i-am învățat să pună valoare pe ei, să dea tot ce este mai bun celorlalți, în sensul că să poată să inspire pe cei din jurul lor cu fapte frumoase, să fie cinstiți, să fie onești. Și fiica mea este căsătorită, într-adevăr face o afacere în domeniul fotografiei, după ce ani de zile, câțiva ani, a lucrat pe cont propriu într-o altă țară străină, așa cum este la modă acum la noi, toată lumea să plece. Nu e o modă, din păcate este o necesitate exact. Pentru unii. Nu e doar o modă. Pentru că sunt alte perspective și asta e, trebuie să-ți încerci norocul și afară, dar iată că ea s-a întors până la urmă, înseamnă că da. A avut și aici de ce să se agațe. A venit cu un pachet de cunoștințe și a avut exact. O idee pe care a pus-o în aplicare. S-a întors având viziune că trebuie să fie pe cont propriu și de ce nu chiar în țara asta, o țară soțul frumoasă. Susține. Și are norocul că are un soț extraordinar, tot împărtășește aceeași meserie ca și ea, se susțin unul pe altul, se încurajează și au rezultate foarte frumoase. Eu sunt încântată. Sunt încântată, deși la început nu știam că se poate câștiga bani frumoși din această meserie. Contează tare mult exact ce spuneam și susținerea. Da. Poate că singur i-ar fi fost mai greu, cel puțin în meseria asta, mai ales că îmi spuneați când discutam noi așa la o cafea, că este destul de timidă ca persoană și mai ales că în această meserie trebuie să interacționezi destul de mult cu publicul până la urmă. E clar că are nevoie de un stâlp, da, o persoană, o mână de fier care să o susțină sau măcar să poate să facă discuțiile, poate, nu știu, să o ajute pe partea tehnică în cazul în care sunt neclarități. Da, el e cu partea tehnică, așa, este în general, bărbat, așa, da, ea este artista și mâna de fier în business. Da, da, da. Pentru că știe pe promovare, probabil, și nu? Pe promovare, sigur, și pe interacțiune cu persoanele. Văd că s-a deschis foarte mult, îmi place ceea ce face, poate se va implica în proiecte. Oare cât de mult contează să ai un job care să-ți deschidă mintea, exact. Și până la urmă să schimbe un pic și caracterul, adică dintr-o persoană timidă să devii ceva mai stăpână pe tine, mai curajoasă, nu? Și să încerci să comunici altfel cu persoanele. Eu am trecut prin asta.
deși nu s-ar crede, vorbesc foarte mult, vedeți foarte bine, sunt foarte relaxată cu oamenii, dar în liceu sau chiar în școala generală admiram persoanele care erau curajoase. Eu pe vremea aia spuneam chiar tupeiste. Nu era vorba de un tupe urât, era vorba de un curaj, exact ce spuneam și mai devreme. Dar a contat tare mult să le observi în jurul tău și să copiezi, zic eu, ceea ce e bun și frumos de la anumite persoane și să poți să aplici în viața de zi cu zi. Și asta e o încurajare pe care trebuie să o adresăm tuturor persoanelor, fie bărbați sau femei, pentru a avea de câștigat în viață. Să aibă curaj și tupeu frumos, nu din acela. Să fie ei înșiși și să descopere ce potențial au unii, pentru că noi oameni suntem niște ființe extraordinare, pe lângă că suntem ființe superioare, avem în noi atâtea talente pe care, din păcate, din cauza celor din jurul nostru, care ne-au spus, nu avem voie, nu suntem în stare, nu putem. Totdeauna am avut așa o opreliște în ceea ce privește să ne arătăm potențialul. Eu cu copiii mei am fost prietenă mai mare mult lucru decât mamă. Mare și lucru. Atunci le-am inspirat ideea asta să fie ei înșiși și să arate tot ce pot mai frumos. Felicitări pentru relația pe care o aveți. Mulțumesc. Și pentru susținerea pe care o arătați copiilor. Mai luăm o scurtă pauză, timp în care vom vedea un curs de design vestimentar. Cred că ne interesează pe toate, cred că e o temă foarte frumoasă pentru orice femeie, câteodată chiar și pentru bărbați, pentru că o să vedeți că în cadrul acestui curs, din cadrul rubricii noastre, există și un domn care vrea să învețe cum se face această artă, că este și ea o artă, și cred că vom avea și noi multe de învățat, așa cum spuneam. Așa că urmărim rubrica și ne întoarcem cu finalul emisiunii, în care vom trasa concluziile și vom mai da câteva sfaturi pentru cele interesate. Bine te-am găsit! Spune-mi, te rog frumos, mai multe despre tine și despre această pasiune care ulterior s-a transformat într-o meserie, cum este cea de designer vestimentar, și evident să discutăm și despre ceea ce faci tu astăzi aici ca invitat special. Bine ați venit! Pasiunea mea era inițial pentru desen. Am vrut să fac desen animat, ulterior m-am răzgândit și m-am înscris la cursurile de design vestimentar la Liceul de Artă Tonița, în București. Ulterior a urmat un parcurs firesc, Universitatea de Arte, am reușit să obțin o bursă de studiu, am continuat studiile la Milano, la Nova Academia di Belle Arti, unde mi s-a schimbat complet perspectiva despre acest domeniu și am făcut și un master în accessories design cu specializarea pe încălțăminte, pantofi fiind evident una din pasiunile noastre ale femeilor. Și cât de ușoară a fost trecerea de la cursant la un profesor de design vestimentar? Și cum a fost meseria asta pentru tine? Cum o vezi tu acum, de fapt? Cum ai simțit trecerea? Am fost puțin speriată la început, recunosc. Mi-era teamă că nu o să reușesc să comunic foarte bine cu cursanții, dar ne înțelegem foarte ok. Îmi place că văd lume interesată, nu atât de atât de mult de domeniu, cât de ne-ai descoperit tainele, pentru că modă, spuneam mai devreme, multă lume dorește să facă, dar nu mulți o fac cum trebuie. Și pentru a face un lucru cum trebuie, automat trebuie să ai noțiuni despre acest domeniu. În modă sunt reguli sau vorbim foarte mult de ceea ce ne place, eu știu, de adaptarea la ce e în trend sau pur și simplu ceea ce ne învață un profesor cum ești tu? În modă nu sunt reguli. Trebuie să ne simțim confortabil în pielea noastră și cu ceea ce purtăm, dar este bine să ținem cont și de ținutele care ne avantajează întotdeauna. Și eu spun mereu că mai mult decât a te lăsa influențat de anumite trenduri, este bine să-ți găsești un stil personal care să te reprezinte. Aveți aici foarte multe fete la curs, e și normal, fetele sunt în general interesate mai mult de modă, poate, decât bărbații, deși în ultimii ani văd că și bărbații au prins curaj. Și exact, și de această dată vedem și un băiat rătăcit în turma de oi, dacă pot să fac o glumiță, și chiar aș vrea să întreb cum s-a integrat el și cum e mai ușor să lucrez cu fetele sau cu băiatul sau băieții când mai sunt și mai mulți.
Nu, lucrăm la fel de bine cu toată lumea acolo unde este pasiune și interes pentru domeniu. De altfel sunt persoane foarte drăguțe care se completează foarte bine pe parcursul cursului. Deci nu avem probleme, zic bine, nu? Ca și abilități, spre exemplu, domnul de aici, de la curs, se descurcă mai bine la croit, la, nu știu, la cusut la mașină sau pur și simplu la a face anumite volănașe. Nu știu, unde îi place mai mult? Nu știu dacă te pasionează volanele în mod deosebit. N-am apucat să văd toate lucrările copiilor, am văzut doar o parte și mai am încă de muncă până la examen, dar sunt convinsă că rezultatele vor fi spectaculoase. Apropo de treaba asta și vorbeam de lucrare, efectiv, ce se face la acest curs? Să luăm așa mărunt, cam care ar fi ordinea în care se învață lucrurile? Nu știu, tăiem întâi materialul sau măsurăm, știi, ca să fac o glumiță cu facultorii? Ce a fost mai întâi? Acest curs practic este ABC-ul meseriei. Eu am încercat să concentrez informația pe care aș fi vrut eu să o primesc de la un profesor, să mai bine zis, pe care am primit-o de la profesor în timpul facultății, a masterului, etc. Începem cu noțiuni de ilustrație, pentru că degeaba avem noi idei dacă nu reușim să le transpunem și într-o schiță. Apoi învățăm despre istoria modei, care sunt principalele influențe, care au fost revoluțiile în modă. Vorbim despre tipuri de siluete, de volumetrii, de compoziții. Practic ce le vine bine și ce nu, într-un final, nu? Da, avem și partea de stilism, cum ne îmbrăcăm în funcție de fiecare tip de siluetă, ce culori mi se potrivesc în funcție de culoarea părului, a pielii, a ochilor, etc. Învățăm despre materiale, despre culori, cum să le combinăm, cum se structurează o colecție, cum se gândește o colecție ca să fie unitară, despre moodboard, storyboard și ulterior trecem la partea practică, adică tipare, croit și ei au de făcut un produs realizat de ei pentru examen. Concluzie, la finalul acestui curs, reușim să obținem o vestimentație cap-coadă finisată? Ține numai de ei, să știi, și de cât de mult se implică. Da, reușim să facem o ținută, dar, repet, este așa, e baza pentru a porni în acest drum frumos de alt. Până la urmă, ca în orice curs care ține de artă, dacă nu avem și talent și implicare și perseverență după aceea, degeaba luăm baza de aici, nu? Că nu e suficient. Exact. Și oricum este un domeniu unde trebuie să fii tot timpul la curent cu schimbările, cu ceea ce se întâmplă în societate, cât de repede se schimbă trendurile. Vedem, sunt deja 4 colecții pe an, nu mai sunt 2. Deci totul este, se întâmplă la un ritm mult mai accelerat. Trebuie să fim tot timpul informați. Care ar fi mesajul final pentru a convinge un viitor cursant să vină la cursurile ținute de tine și mai ales în cadrul atelierilor ILBAH? Motivul este simplu, zic eu, pentru că au acces la informații direct de la o persoană care are experiență în domeniu și pot să le spun atât ce să facă, dar mai ales ce nu, să nu facă, ce să evite și să învețe din greșelile mele, practic. Succes și mulțumim tare mult! Eu vă mulțumesc! Am revenit după ce ne-am luat informațiile necesare. Vom discuta acum pe final, vom trage de fapt niște concluzii de ceea ce am discutat noi astăzi aici. Mă gândesc că ar trebui să sfătuim în primul rând femeile cum să se ferească, dacă pot să facă lucrul acesta, de violență. De violența domestică în mod special, pentru că asta e cea de care se scapă cel mai greu, din câte vedem peste tot. Am văzut un film la un moment dat pe care l-aș recomanda, se numește Enough. Un film în care Jennifer Lopez era în rolul principal și în care era abuzată din toate punctele de vedere de soțul ei, care era un avocat influent. Și s-a luptat din răzputeri să treacă peste această problemă, să-și apere copiii și evident că influența lui, într-un final, își punea cuvântul și ea nu prea avea sorți de izbândă. Finalul nu este tocmai fericit, o să vedeți în cadrul filmului, cel puțin nu pentru el.
dar eu în sinea mea ca femeie m-am simțit foarte mândră că ea a avut o tărie să ajungă să-și rezolve singură problemele, pentru că doar așa a putut, nu cu ajutorul autorităților, nu cu ajutorul prietenilor, ci doar prin propriile ei forțe. Vi recomand încă o dată și aș vrea să concluzionați dumneavoastră acum această problemă cu violența în familie. Ce sfaturi dați, doamna Otilie? Deci, nu pot să dau sfaturi. Fiecare femeie trebuie să-și ia viața în propriile ei mâini. În momentul în care va ști foarte clar ce dorește de la propria viață, atunci va acționa. Până în momentul în care nu acționează, până nu știe exact ce vrea, da, nu o să poată să iasă din această cursă a șoareciului. Pentru că este o cursă, tot timpul te duci la serviciu, vii acasă în același mediu și practic nu reușești să ieși. Deci femeia trebuie să-și ia viața în propriile ei mâini, să-și găsească împlinirea alături de copii, alături de soț, alături de familie, dar trebuie să-și găsească împlinirea. Dar oare cum își pot depăși frica? L-aș întreba pe dumneavoastră, că există cu siguranță o frică în momentul în care vrem să ne luăm viața în piept și să plecăm. Unu, frica că n-ar putea căuta nebunul, mă scuzați că îi spun așa, dar acela nu mai e un om sănătos care își manifestă astfel ieșirile. Frica poate că nu se poate descurca singură pe cont propriu copii, lângă dânsa că de regulă pleacă și copiii. Frica poate că nu va primi ajutor din partea statului și aici cred că avem o problemă mare la nivel național și mondial. Și atunci cum trepășim, poate și din punct de vedere psihologic, că sunteți la bază psiholog, această traumă și social, cum am putea să rezolvăm? Sigur, fiecare simte în sufletul lui ce are de făcut. La un moment dat există un punct critic și decizia va veni oricum. Important este să ai putere să acționezi. Chiar dacă tu, sufletul tău, vrei să faci niște lucruri, să le pui și în practică. Pentru că nu ți se va întâmpla nimic rău, n-ai decât de câștigat. În momentul în care tu mergi mai departe, dincolo de acea linie unde ți se pare că totul s-a oprit și viața stă în loc, de fapt te așteaptă lucruri extraordinare. Important este să ai încredere, eu zic în cel de sus, în divinitate, eu m-am ghidat foarte mult, pe mine asta m-a ajutat, încrederea în Dumnezeu. Și mi-au dat foarte multă forță copiii mei. Deci să se gândească fiecare mamă că este un exemplu pentru copiii ei. Și dacă ea este un exemplu, cei din spate vor fi fericiți. Exact cum spune în avion când este un accident, să-ți pui tu primul masca de oxigen, după aceea copilului. De ce? Pentru că tu ești important și dacă tu ești bine, ceilalți sunt fericiți împreună cu tine. Dacă tu nu ești bine, nici ceilalți. Oricât le-ai oferit și oricât le-ai pune la dispoziție, nu o să fie mulțumiți și fericiți. Că important este, cred că Dumnezeu ne vrea bucuroși, ne vrea fericiți. Nu ne vrea să avem atâtea lucruri în jurul nostru, cât să fim noi înșine. Să fim verbul a fi. Așa, frumos spus. Un moto l-aveți în viață? Ne putem ghida după ceva sau o lozincă? După care dumneavoastră v-ați urmat, doamna Otilia, cursul vieții până acum? Moto. Fă bine cât poți. Atât. Așa spune eu și bine primește, eventual. Rezultatele oricum se văd în viață. Dar chestia, fă bine cât poți, este extraordinar și te umple de bucurie. Deci, în momentul în care faci ceva bine, pentru tine mai puțin, dar pentru ceilalți din jurul tău, o să vezi că lumina din ochii lor îți umple ție sufletul de bucurie. Foarte frumos. Aveți noastră un motto? Să încheiem frumos emisiune? Da, iubește-te pe tine însuți și iubește-i pe ceilalți. Oferindu-le iubire, practic le oferi darul vieții. Viața noastră înseamnă iubire. Foarte frumos. Mă bucur tare mult că v-am reîntâlnit pe dumneavoastră, doamna Otilia, că v-am cunoscut, doamna Gabriela, și sper ca să nu fie ultima noastră întâlnire în această emisiune. Sper să mai continuăm, să mai discutăm. Îmi doresc ca această emisiune să fie așa pe termen lung, pentru că eu una consider că avem foarte multe de învățat toate una de la alta și inclusiv telespectatorii noștri vor avea multe de aflat. Niciodată nu știm suficiente, niciodată nu știm pe toate și cu cât suntem mai deschiși la învăța, cu atât ni se poate schimba viața în bine, a spune eu pe final.
Încă o dată, mii de mulțumiri, succes în toate proiectele pe care le aveți și pe plan personal și pe plan al afacerilor, să spun așa, dar neapărat mult succes în cadrul Zonta Club Ploiești și vă așteptăm și cu alte surprize în edițiile următoare. Mulțumesc și succes! Mulțumim! Mulțumesc și dumneavoastră pentru prezența în această emisiune. Nu plecați, pentru că vom avea o încheiere foarte frumoasă cu același tânăr pe care l-ați văzut mai devreme în cadrul emisiunii și sper să ne revedem cu drag și săptămâna viitoare, timp în care dumneavoastră aveți teme la care să vă gândiți. Iar dacă ceva vi se pare interesant de discutat, v-aș provoca să scrieți pe pagina emisiunii, emisiunea Stil cu Larisa Câmpeanu, așa este ea pe pagina de Facebook, așa este titlul, așa că acolo dacă aveți idei de teme frumoase și de ce nu și de invitați, ne puteți propune ca pe viitor să facem doar emisiuni frumoase pe gustul tuturor. Mulțumesc și să aveți o săptămână extraordinară! Cum să mai postim ca întotdeauna, de când mă simt tot mai bogat de tine? Și stau pe tâmple soarele și luna, acum e cel mai rău și cel mai bine. Și uite, n-are cine să mă ajute, abia-și mai ține lumea ale sale. Și într-un perete alb de muze mute, nebunii negri caută o cale. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce-i al tău mi se cuvine mie. Ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru o veșnicie. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce-i al tău mi se cuvine mie. Ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru o veșnicie. Prin gări descreierate accidente, mari fără triste vin în miezul verii. Iar eu sunt plin de gesturi imprudente, ca să te aprobi și ca să te sperii. Jur împrejul priveliști aberante, copii fragili ducând părinții spate. Bătrân cu sânii gri de ospepante și albatroși venind străzări uscate. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce-i al tău mi se cuvine mie. Ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru o veșnicie. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce-i al tău mi se cuvine mie. Ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru o veșnicie. Și îți caut chipul în fiecare margine a firii. În podul palmei dacă iau nisipul, simt un inel jucându-se de-a mirii. Iau din bătălii din vreme-vreme, osta și gărzii tale ți se închină. Iubita mea cu foarte mari probleme, cu chip slavon și nume de regină. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce-i al tău mi se cuvine mie. Ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru-o veșnicie. Și te iubesc cu milă și cu groază, tot ce-i al tău mi se cuvine mie. Ca un nebun de alb ce capturează regina neagră pentru-o veșnicie.